Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de pe San Andreas Multiplayer. Fraților, înainte de a începe, v-aș ruga să apăsați butonul de like, să strângem peste 30 de like-uri la acest video. În descriere aveți 5 OG coduri pe care le puteți utiliza comanda /OG code. Dacă beneficiați de level între 1 și 5, puteți primi premium points, un level up, bani și multe altele. În acest episod vreau să vorbesc cum e să fii helper și să mai spun și despre o donație pe care am primit-o aseară. Bun, dacă dăm V, știați că pe ultimul loc aici aveam un mountain bike. E bine, acum am un ban și haide să-l spawnăm. Ăsta este banșeul pe modurile astea lui Lolex. Am primit de la băiatul Id, nu știu dacă este intrat, bro. Așa-l cheamă pe băiat, bro, next, da, așa, nu este intrat, dar, stai să dăm și de aici. Am primit de la băiat, nu, stai să dăm pe una, am primit de la băiat acest ban și cu 247 de zile, 2000 de kilometri, 2x Haydn și Insurace, 75 de K. Mi-am prins acest ban și aseară de la el și cu suma de, o să vă arăt imediat, voi da display capture, să nu spuneți că vă mint sau ceva, uitați, și cu suma de 77 de milioane. Apoi mi-a spus că hai la ban și atunci mi-a dat și ban și-ul. Deci, Bronex, dacă vezi acest videoclip, frate, îți mulțumesc pentru donație, chiar nu era nevoie, dar m-am întâlnit cu băiatul, o să mergem și acum în zona în care m-am întâlnit. Uite, nu știu de ce. Când dau așa și filmez, am bug la NB. Dar nu contează asta. O să mergem imediat în locul în care m-am întâlnit cu el și unde mi-a spus el să mergem la bancă. Benchul mă cam fură de fund, adică la control, dar nu e asta o problemă. Mergem imediat la locul unde m-am întâlnit cu el și după vorbim și despre ce cu vegetația asta pe aici. După vorbim și despre helper. Imediat ajungem la destinația unde m-am întâlnit cu el, la locul unde m-am întâlnit cu el. Și unde mi-a spus, mane, hai să-ți fac o donație. Și am zis, frate, chiar nu e nevoie, dar îi mulțumesc pentru donație. Trebuie să vă spun și vouă pe clip. Deci uite, fix aici eram. Eram cu NRG-ul, eram AFK aici și m-am trezit, Benchul exact era așa lângă mine și spunea că, Răzvan, vreau să-ți donez. Nu, de fapt mi-a spus să dau G la el, am refuzat pentru că eram eu cu NRG-ul și după mi-a spus să mergem la bancă. Am mers la bancă, mi-a dat cei 77 de milioane pe care mi-am arătat prin screen, iar mai apoi mi-a dat și Benchul. Am mutat mountain bike-ul pe contul unui prieten, pe contul lui Mihai, un cont secundar pe care nu mai folosește și l-am lăsat să stea acolo și am luat Benchul, fiindcă mie sincer chiar îmi place cum se fige Benchul. Fuge prin de aceeași viteză ca bulletul și e super ok. E super șmecher Benchul, l-am avut și eu, doar că l-am mai vândut. Hai să mergem să reparăm, deci cam asta e treaba cu donația. Și în continuare vom vorbi despre viața de helper, cum este să fii hacker. Ei bine, știți că am luat helper, de fapt, am luat helper vineri seara la ora 8:30 spre 9, deci era trecut de 8:30, era aproape 9 seara. Și am fost tras la teste helper, în fine, atunci am primit funcția și pot să spun că în primele zile, fraților, de fapt, nu chiar în primele zile, că te acomodezi destul de repede, după părerea mea. Sincer să fiu, primele N-uri pe care le-am dat, adică primele întrebări la care am răspuns,
Sincer, am avut emoții pentru că, bă, mă gândeam dacă o fi greșit, dacă greșesc, dacă mă sancționează cineva, dacă mă ceartă băieții că am dat un răspuns greșit. Dar nu, băieții sunt foarte la locul lor, nu am avut nicio problemă până acum. O singură dată am greșit pe un N, când din greșeală am vrut să dau continuare, adică era dat slash N, scrisesem eu ce scrisesem, așa răspunsul. Și în loc să pun asta, deci mi-a scăpat așa din greșeală, am pus așa. Dar i-am dat re, băieții m-au înțeles, au spus și ei că nu este o greșeală foarte foarte majoră, este o greșeală minoră pe care oricine o putea face. Până la urmă oricine face greșeli și băieții m-au înțeles și au fost foarte înțelegători. Mulți mi-au luat apărarea că deja câțiva săriseră, nu câțiva, 2-3 zisere că bă, ce faci? Și mulți mi-au luat apărarea și până la urmă și cei care m-au sărit cu gura pe mine au recunoscut că este o greșeală minoră. Bine, cam așa stă treaba cu raportul ca cu funcția de helper. O să vă spun cam și câte N-uri trebuie să dau eu pe săptămână pentru a avea raportul complet. E bine, trebuie să răspund la 150 de întrebări, adică 150 de N-uri, să am 15 aduri șterse, adică adurile sunt cele pe care le adăugați la CNN. Uite, astea care îmi vin mie cu preview. Eu văd înainte, deci astea încă nu sunt postate, e preview, adică vezi, am văzut înainte. Și de exemplu, dacă este un ad scris cu caps lock sau nu are legătură cu shop-ul sau orice alt fel de ad care nu este într-o legătură cu jocul sau nu este în regulă, eu îl șterg pentru ad aiurea sau alte motive. Deci trebuie să ai 150 de N-uri, cum am spus, și 15 aduri șterse. Salut, re. În continuare o să vă mai spun câteva lucruri legate de server, fiindcă eu fiind helper se mai vorbește pe chatul helperilor despre unele update-uri, despre unele bug-uri fixate și așa mai departe. Deci am terminat treaba cu helperul, deci cam cu viața de helper am terminat, pentru că v-am spus, nu ai doar puține emoții la primele răspunsuri și cam atât. După ce ai dat vreo 10-20 de N-uri, deja ești obișnuit, nu mai e niciun fel de problemă. Așa că uite, o să vă arăt, dacă eu dau cu shop helper tokens, ei bine, astea sunt tokenurile pe care le primești. Primești câte un token pe fiecare răspuns, adică pe fiecare întrebare. Eu am răspuns la 132 de întrebări și am 132 din 150 până duminică la ora 18, când se va reseta raportul. Deci atât am avut despre viața de helper. Oricum, titlul nu știu care o să fie, dar mă voi gândi eu. În altă ordine de idei, v-am spus că pe chatul helperilor mai vorbesc adminii, de exemplu Lolex sau alți admini, care mai vorbesc despre bugurile care s-au fixat, despre următoarele update-uri și așa mai departe, chestii legate de server în general. Am văzut acum... 2 zile sau nu știu cum mă înșel. Sau cred că am văzut pe panel, dar bugul de la Payday a fost fixat. Adică știți că n-am primit, nu știu dacă mai e asta aici. Nu pot să răspund acum la telefon. Uitați aici la Payday, știți că nu primiți suma pe care o primiți în bancă la Payday, adică banii pe care i-ai primit la Payday. E bine, ci că acest bug a fost fixat. Cel drept, da, a fost fixat o perioadă, dar după tot i-a sărit FISA.
Dacă nu mă înșel, mi se pare că s-a scos chestia asta să-ți mai apară câți bani primești. Dar în continuare banii îi primești din bancă. Cât știi că e pe Payday, atât ai și în bancă. Banii se pun, dar nu mai arată acolo chestia aia cu câți bani ei. În continuare, eu am acum 1.973.000. Și dacă la următorul Payday iau 2 milioane și un pic pe Payday, o să am 1.975.000.000. Știi, banii toți se pun, dar nu mai apare acolo. Și un alt update despre care am mai auzit și am primit și comentarii legate de asta e că s-ar implementa update-ul cu apartamentele. Nu știu dacă știți, dar undeva prin martie anul acesta sau anul trecut, nu mai știu exact, dar prin martie, știți că era faza cu apartamentele de lux. Băieții au abandonat proiectul fiindcă a fost... se lucra pe atunci și la sistemul de race și au abandonat proiectul cu apartamentele. Din câte am înțeles, s-ar putea ca în zilele următoare să fie... urmează în următoarele zile, cum v-am spus, să fie implementat update-ul cu apartamentele. Nu știu sigur dacă e așa, dar am primit comentarii legate de asta și am văzut și pe pe chat-ul helperilor, adică pe SKP asta. Deci, dacă se va băga update-ul cu apartamentele, probabil că o să cumpăr un apartament pentru noi. Cine știe, dacă vreți și așa, salit replii sal. Dacă vreți și așa, să vedem ce voturi. O, cred că o să fac un straw poll sau o să vă întreb. Să ne cumpărăm apartament de lux sau să ne cumpărăm casă. Dar vedem dacă se vor implementa apartamentele cât de curând. Probabil o să facem și chestia asta. Da. Cam atât am avut de spus, fraților, sper că a fost un videoclip destul de bine explicit. Cam ăsta a fost clipul, cum am spus. Haideți să trecem peste 30 de like-uri la clipul ăsta. Nu uitați de OG coduri, nu uitați de moduri că le aveți în descriere. Eu am fost Răzvan, noi ne revenim pe data viitoare. Salut!